Albastru, galben și roșu, trei culori care reunesc simbolurile unui neam, unei istorii, unei culturi. Cu prilejul acestei zile, în Slatina a fost organizată o ceremonie de înălțare a drapelului național. Drapelul României este un simbol național, primul, așa cum este enumerat de articolul 12 din Constituție. Sunt convinsă că fiecare dintre noi se simte mândru când tricolorul României stă cu demnitate alături de drapelele celorlalte state importante ale lumii sau atunci când îl vedem înălțându-se pe cel mai înalt catar. Un sobor de preoți a susținut o slujbă religioasă și a binecuvântat drapelul care a fost înălțat în fața prefecturii. Și numele Ducerii Noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Drapelul național, albastru, galben, roșu, a fost decretat pentru prima oară ca simbol național de guvernul revoluționar provizoriu din Țara Românească, având deviza Dreptate Frăție înscrisă pe el. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Slatina a intrat în cartea recordurilor pentru cel mai mare drapel arborat în urmă cu 5 ani, cu o suprafață de 391 de metri pătrați. Acesta este arborat în permanență pe dealul Grădiște. Ceremonia închinată celor trei culori a fost încheiată cu o defilare militară.